dori să promovezi la nivelul Consiliului Local înființarea unei societăți comerciale în subordinea Consiliului. Altă societate comercială? Nu, o societate comercială în subordinea Consiliului Local. Nu, știți local. Că eu, monitorizându-vă un pic activitatea mai veche, chiar foarte veche, am descoperit niște lucruri care mi-au stărit niște semne de întrebare apropo de societățile comerciale. Dumneavoastră, și vreau să vă felicit înainte de toate pentru două chestiuni. Una, pentru promptitudinea și eficiența cu care ați ajutat consolidarea meetingului Antena 3, vă felicit. Și a doua felicitare, din suflet vă spun, că ați reușit să scăpați de Comisia de Integritate a PSD-ului, știind că dumneavoastră aveți un dosar penal deschis de DIICOT pentru evaziune fiscală, grup organizat și spălare de bani. Domnul Răstei, eu merg cu fruntea sus în sector pentru că... Taci, 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 dracu, dacă mai scoți un cuvânt, cred că-mi explodează capul. E senator, dai speranță pe la televizor, când tu de fapt vrei doar să furi în viitor, te acuz, te abuz. Fur viitorul meu și al altor câtorva milioane de români și eu. Da, pentru că nu mă întâlnesc în fiecare săptămână. Deci nu sunteți membri în aceeași lojă masonică. Hai ca să vă pun întrebarea direct. Ba, da, eu cu domnul Mutu suntem. A, deci dumneavoastră cu domnul Mutu sunteți frați în aceeași lojă masonică, dar chipurile pentru toți fraierii din sectorul 6 dumneavoastră vă aflați într-o competiție electorală. Normal. A, deci e normal că pentru fraieri sunteți în competiție electorală. Stați un pic, nu vi se pare vă mulțumesc pentru sinceritatea răspunsului. Vă mulțumesc mult pentru sinceritatea răspunsului. Diferite? Cei care vă vor vota trebuie să știe asta. Pentru că nu accepti, nu suport pe unul care caută cirea așa ca să-mi figă tort. Ce ne mai povestești tu, un om cu zile? La fiecare 4 ani ofer pastile ca un traficant de bile, dar cu costum, cămașă albă și cravată. Nu reprezint decât o fată pe acea hartă, făcută pentru noi toți, din gânduri de mai bine ale unor oameni morți. Românește, îți spun, dacă este să compar, ar trebui eliberați toți cei din penitenciar. Tu ești ăla care spune mie că tu vrei să mă ajut să trăiesc, când tu vrei să-mi dai moartea-n dar. Nu eu, tu ar trebui să fii la penitenciar, că tu ești ăla care spune mie că tu vrei să mă ajut să trăiesc, când tu vrei să-mi dai moartea-n dar. Nu eu, tu ar trebui să fii la penitenciar, că tu ești ăla care spune mie că tu vrei să mă ajut să trăiesc, când tu vrei să-mi dai moartea-n dar. Nu eu, tu ar trebui să fii la penitenciar. Doamne, fă o minune, Doamne, și pentru mine o minune, Doamne. Ce ți-am cerut și ce mi-ai dat, Doamne? Și pentru mine una, în total trei. Că e rău acolo, Doamne. Doamne, scoate pălăria. Degeaba, acum e vrea Dumnezeu, dacă erați oameni serioși și vă vedeați de treabă și nu vă băgați în toate porcările, nu mai era nevoie să vă rugați acum. Tovarășe capitan, dați-ne voie să încercăm, că toți suntem aici. Tatăl nostru, cum e asta? Înger, îngerașul. Așul meu. Calte. Căți nu-și căpărul, creți? Fură rasa din coteț. Nu e asta, Doamne, nebun, nu vă luați după el, da! Fă-te om, fă-te om, alungă-ți gândul neșistit. Nu uita, eu veghez și nu te iert când ai greșit. Fă-te om, fă-te om, alungă-ți gândul neșistit. Nu uita, eu veghez și nu te iert când ai greșit.